Hello, hello și bine v-am regăsit la un nou daily vlog. Eu sunt foarte încântată pentru că tocmai ce m-am întors de la Easybox și am ridicat comanda de Black Friday. Singura comandă pe care am dat-o de Black Friday. V-am spus eu într-un vlog trecut că mi-am luat ceva pentru YouTube și este vorba despre o cameră nouă. Să vedem care este treaba cu ea. A ajuns într-o săptămână comanda, am dat-o vinerea trecută și azi sâmbătă, iar am puf pe buze, azi sâmbătă a ajuns. Este aici, în acest pliculeț și hai să o scoatem, hai să vedem care-i treaba cu ea. Ok, este foarte micuț pachetul, vi-l arăt îndată. Și eu sunt mare fan Canon. Aproape toate camerele mele, în afară de cea micuță, care este de la DJI, în afară de aceea, toate sunt și au fost de la Canon. Îmi place calitatea pe care o scoate Canon, îmi plac camerele pentru că sunt ușor de folosit, dar am trădat puțin Canon-ul și mi-am luat o cameră de la Sony. Camera de pe care filmez acum este Canon G7X Mark II și pe asta vreau să o înlocuiesc, din păcate, și spun din păcate pentru că am iubit și iubesc camera asta de pe care filmez, pentru că e mică, compactă, încape oriunde, poți să o iei în geantă, în buzunar și a plecat, poți să faci vlogging. Calitatea filmărilor este bună, filmarea pe lumină slabă este foarte, foarte bună. Chiar cred în continuare că este una din cele mai bune camere pentru filmări pe lumină slabă, una din cele mai bune camere compacte, mă refer, că așa la camere mai mari, DSLR-uri și așa, bineînțeles că găsești alte modele, dar pentru o cameră atât de mică să filmeze așa bine pe lumină slabă e ceva wow și în continuare își face treaba foarte bine, dar, un mare dar, are probleme cu focusul de ceva timp și dacă mi-ați mai urmărit vlogurile, v-ați dat seama că tot mă chinui cu focusul, tot mă rog de el, hai, mergi, hai, pune focus, hai odată ce se întâmplă, de ce nu focalizezi, sunt aici, hai, focalizează-mă. Și ba trebuie să stau să ating ecranul ca să pun focusul, ba trebuie să închid camera cu totul, pentru că sunt momente în care nu mai vrea să focalizeze pe nimic, nici pe mine, nici pe produse, pe nimic. E așa totul blurat, e o imagine din care nu se înțelege nimic și stai, închide camera, după aia deschide camera și roagă-te că o să pună focusul. Și e foarte enervantă treaba asta și, hei, dacă nu ai focus pe o filmare, e cam degeaba filmarea, nu? Pentru că nu se înțelege nimic. Asta m-a determinat să iau o cameră nouă. Și anume Sony ZV-1. Aceasta este, a venit în această cutiuță. Acum să vedem dacă o păstrez, pentru că m-am uitat la 11.000 de tutoriale și de clipuri despre camera aceasta și are destule hibe, destul de multe hibe. De aceea am fost foarte nehotărâtă dacă să o cumpăr sau nu. După cum se vede, am luat-o până la urmă. Dar să vedem dacă o păstrez sau o returnez. Am luat-o de pe EMAG și am luat-o special de pe EMAG pentru că acolo aveam 30 de zile drept de retur. Ceea ce e foarte ok pentru că pot să o testez în adevăratul sens al cuvântului să văd dacă îmi place sau nu, pentru că, hei, este o investiție destul de mare și dacă nu sunt 100% mulțumită de calitate, o să o returnez. Așadar, să vedem dacă rămân cu ea sau nu. O să încep să filmez cu ea vlogurile și să-mi spuneți și voi cum o să vi se pară. Dacă o să rămân cu ea și e totul în regulă, am să vând G7X Mark II pentru că vreau să-mi recuperez o parte din investiția făcută în această cameră de la Sony, dar vă anunț la momentul potrivit, dacă sunteți interesați de un Canon G7X Mark II. Și am ales acest Sony pentru că din toate review-urile pe care le-am văzut, stă foarte, foarte bine pe focus. Acum, nu mă înțelegeți greșit, vedeți că filmez cu G7X-ul și sunt prezent aici, sunt în focus, adică ea focalizează în continuare, merge, este funcțională, am ținut-o într-o stare foarte, foarte bună, am avut foarte mare grijă de ea, cum încerc în general să am grijă de toate lucrurile mele, doar că are momentele ei de nebunie, așa, pleacă pe câmpii, dar în majoritatea timpului, vedeți că filmează, focalizează, sunt aici, da?
Cine știe, poate am și vrut eu așa să fac o nebunie și să mai iau ceva nou pentru YouTube. Și da, hai să o desfacem, nu? Scrie Made for Vlogging, după cum vedeți aici. Și scot treaba asta, și-a văzut ceva, nu mă așteptam la asta. Ce ești? Ah, nu știu ce garanție pe aici. La fel, un manual de utilizare, dar hai să trecem de manual. Cam așa arată și să ajungem la cameră, la cameră. Trebuie să desfac aici. Ah, și trecând de toată treaba asta, m-am tuns, dacă se vede. Am tuns destul de mult din el. Era cam până pe aici, cred, ceva de genul ăsta. Dar simțeam nevoie de o schimbare și mi se părea că parcă e mult prea lung și nu se mai așeza cum trebuie. Așa că, hei, am păr scurt și a fost întins la salon. Bine, deja au trecut vreo câteva zile, ar trebui să-l și spăl. După ce îl spăl, nu o să mai stea așa, o să fiu un mare, mare pudel. Mi-am făcut și unghiile și sunt foarte, foarte mulțumită, foarte mândră de ele. Sunt albastre, un albastru mat cu un sclipici argintiu pe ele care dă impresia, dacă vedeți voi, că aș avea o galaxie pe unghii. Îmi place foarte, foarte mult modelul. Cam așa. Sunt foarte mulțumită de unghiuțile mele, dar revenim la cameră. Încă n-am reușit să o desfac, dar acum, se poate. Se poate, vă rog frumos, să am și eu acces la această cameră. Am reușit. Bun. Pam, pam. Pam, pam. O să trebuiască să o pun la încărcat și după aia o să trec pe ea și să fac și niște setări, așa măcar ceva minim acolo, ca să vedem ce și cum. Și numai bine, am primit un colet imens, am niște căpicele pe aici, de la Yves Rocher. M-au lăsat mască tura asta cu ce au trimis și poate facem unboxing-ul direct pe camera asta de la Sony. Ok, hai să vedem ce avem aici. Avem un cablu de încărcare. Asta e neinteresant, deși e de foarte mare ajutor și ne trebuie așa ceva. Avem un dead cat, o mâță moartă. Este puful ăsta care se pune pe microfon ca să atenueze sunetele exterioare, vântul în special, și îi se spune dead cat în engleză, nu mă întrebați de ce. Avem bufoșenia asta și cu o traducere motamo avem o mâță moartă aici. Doamne ferește! Da, a venit și Jessica, când am zis, ce mâță, cum? Nu. Așa, avem bateria. Dacă decid să o păstrez, cu siguranță trebuie să mai iau o baterie, pentru că am înțeles că stă foarte prost pe baterie, adică în 20 de minute deja se închide camera. Aceasta este bateria și... ce-i Jess? Stai că scutem odată camera. Într-adevăr e foarte mică, parcă e chiar mai mică decât la G7X. Pam, pam. Și ajungem la momentul culminant. Să am grijă ce fac aici, să nu cumva să o scap așa din prima. Bun. Aici este camera. Cred că este la fel de mică ca G7X-ul. Hai, voi o vedeți prin. Pam, pam, pam. Și acum o văd și eu. Da, este da, cam la fel de mic, aș spune. Mie trebuie să o las puțin să se încălzească, că a venit de afară, a stat în easybox-ul ăla și e rece. Trebuie să o las puțin să se încălzească, dar cam asta este. În ce privește calitatea materialelor, strict ca construcție, așa ca o primă impresie, cred că G7X-ul este mai calitativă, sincer, așa cum o văd eu și cum o știu de atâția ani. Am G7X-ul din 2018, deci sunt 4 ani de când folosesc camera asta și m-a ajutat super mult și încă mă ajută și încă duce, încă e foarte, foarte ok. V-am zis că am avut mare, mare grijă de ea și într-o stare foarte bună. Da, asta Sony-ul pare mai plasticos, camera pare mai plasticoasă decât G7X-ul. Și la G7X ecranul se ridică în sus, vedeți că mă mai uit în sus să verific, la Sony se deschide așa într-o parte. Da, o să-mi ia ceva timp să mă obișnuiesc să mă uit aici și o să fie ciudat că o să-mi fugă ochii așa, pam, pam, într-o parte și am înțeles că se și articulează cumva, mi-e și frică să umblu cu ea.
Da? Nu? Ah, ba da, așa. Vedeți? Pam. Se poate întoarce spre mine, cum ar veni. Da, de-abia aștept, de-abia aștept, dar na, trebuie să o las să se încălzească, unul, și doi, să, să se încarce bateria. Ia din nou. Sunt foarte curioasă, foarte curioasă cum e focusul, în primul rând, pentru că, am zis, din review-uri, într-adevăr, focusul era țiplă și de imagine sunt foarte curioasă. Mie îmi place imaginea scoasă de Canon, după cum v-am spus. Îmi plac culorile pe care le scoate Canon-ul. Cu Sony-ul n-am avut experiențe până acum. Este primul Sony pe care l-am și nu știu la ce să mă aștept. Adică am văzut imagini. În unele mi se părea că arată mai bine imaginele de la Sony decât la Canon, în altele îmi plăceau mult cele de la Canon, depinde fiecare cum a filmat, dacă a mai făcut ceva post-procesare și editare. Da, asta filmează și 4K, ceea ce G7X-ul nu filmează, deci poate o să fie mai sharp imaginile, o să fie mai clare. Și da, nu știu ce să vă mai spun momentan, pentru că nici eu nu știu prea multe, de-abia am deschis-o, avem aici toate butoanele, avem un buton mare de record ca să îți dai seama pe ce să apeși ca să începi filmarea. A, și încă o chestie, v-am zis că are destul de multe hibe acest Sony, nu are touch screen, ceea ce mi se pare, camera asta a apărut în 2020, mi se pare pentru 2020 să nu pui touch screen pe ecran, de ce? De ce nu ai face treaba asta? Ai touch doar ca să selectezi focusul, doar să apeși să selectezi focusul, în rest nu poți să umbli pe ecran în meniu și așa. Și meniu, am înțeles că este extrem, extrem de complicat de umblat prin el, mai ales neavând nici touch, totul trebuie făcut din butoane. Dar o să văd, din nou, o să văd dacă mă înțeleg cu această cameră și o păstrez sau nu. Da, mă uit la ea ca mâța în calendar, pentru că oricum momentan n-am ce face cu ea. Hai că am selectat aici data, ora, limba, nu știu ce, îmi spune că n-am card, mulțumesc că știu asta. Și... Bam! Acolo sunteți. Vă vedeți și voi. O să-mi fie foarte ciudat așa cu ecranul într-o parte. Și pare și asta destul de luminoasă. Dar e ciudat. Când mă uit în ecran, e ciudat să mă uit așa aici. Pare luminoasă imaginea, având în vedere că e destul de întuneric afară și norat. Și cu focusul, am un focus, sunt aici, un focus. Ei au o funcție specială pe Sony, specială pentru vlogging, de asta și spune aici, made for vlogging. Product Showcase, mi se pare că se numește funcția și dacă selectezi funcția aceea, efectiv, dacă iei, nu știu, am aici un pachet de șervețele, s-a închis. A, oare s-a închis că nu mai are baterie? Hai că s-a deschis, dar nu cred că mai ține mult care o singură liniuță la baterie. Așadar, dacă avem un produs oarecare, de exemplu acest pachet de șervețele, dacă îl punem în fața camerei, ar trebui... Wow! Da, ar trebui să focalizeze instantaneu pe el. Și după aia instantaneu pe fața mea. Da, 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 îmi place treaba asta. Ok, o să mă joc cu ea, o să am ceva treabă până o învăț. Aici, dacă fac așa, e, hai că a focalizat. Acum focalizez. Mulțumesc, Canon, mulțumesc. Da, acum focalizează. Bun, așa. Da, cam asta este. Hai că o închid acum și îi fac eu ce trebuie făcut pe aici, la setări și așa. Și revin direct de pe ea, ca să facem unboxing-ul la produsele de la... Ia să o închid. Nu se închide? Mi-a luat ceva timp să se închide, nu? Hello! Așa, să facem unboxing la produsele primite de la Yves Rocher. Și iată-ne pe camera nouă! Sper că filmează, sper că totul este în regulă. Trebuie să mă uit așa într-o parte. Dacă vi se pare ciudat, să știți că... Mă uit în ecran ca să verific ce și cum. Sper că este încărcată cum trebuie și am pus card, așa că ar trebui să fie totul în regulă. Să-mi spuneți cum se vede și cum se aude. Pentru că sunt foarte curioasă și de treaba asta. Nu i-am pus mâța moartă pentru că da, sunt în casă, nu este vânt, nu este gălăgie. Dar ar trebui să aibă un microfon destul de bun. Ok, am pus și o lampă aici în fața mea ca să mă lumineze. Nu e setup-ul ideal, dar
o să o testăm în mai multe condiții. Bun, și acum haide să vedem ce este în acest cutioi pe care l-am primit de la Yves Rocher. Stați puțin, că e greu să-l ridic. Cam așa arată, atât de mare este. Și am rămas efectiv uimită ieri când l-am primit. Iau ce-mi vine la mână, dacă așa cred că e cel mai simplu. Bun, și încep cu trebușoara asta. Hai să vedem focusul. Hai, hai că focalizează. Trebușoara asta, care este un soi de felinar. Arată foarte bine și îmi place că anul acesta cei de la Yves Rocher au ales tematica asta cu stele, constelații, soare, lună, tematica asta celestă, care știți că mi-e place foarte mult, așa că pe partea de ambalaje sunt chef's kiss, foarte, foarte faine. Bun, și avem acest felinar. M-am gândit eu inițial, deși nu mi se părea cea mai bună idee, dacă aș pune o lumânare înăuntru, pentru că, dacă vedeți, are niște, cum să-i spun, găurele, mă rog, niște forme, lună, stele, pe unde, cum să zic eu, ar trebui să iasă lumina și să facă niște forme așa foarte frumoase, să iasă o lumină difuză. Dar m-am gândit eu totuși că nu cred că e ok, fiind cu capac, să pun lumânare înăuntru. Cred că s-au întâmplat niște treburi nu tocmai ok. Și după aia am citit și pe instrucțiune și spune nu puneți lumânare înăuntru. Ok, am înțeles, nu pun lumânare înăuntru. Dar m-am gândit să pun niște luminițe, știți, din acelea cu baterii. Se găsesc prin Pepco. Să pun niște luminițe și să văd cum proiectează așa lumina frumos. Bun, mai departe. Avem o lumânare. Lumânare pe care inițial mă gândeam să pun acolo. Dar nu, nu fac asta. O lumânare din gama Juicy Berries. Cei de la Yves Rocher au două game de Crăciun anul acesta. Aceasta Juicy Berries și ceva cu migdale. O să le vedem îndată. Aici avem lumânarea. Pam, și focus. 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 Avem focus. În sfârșit, avem focus. Bun, hai, încerc să o desfac, că n-am desfăcut nimic de pe aici. Vreau să văd cum miroase, vreau să văd cum arată, dar nu vreau să distrug ambalajul. Știți, eterna mea problemă, OCD-ul meu. Hai că am reușit. În schimb, ce mi se pare la camera asta este că unghiul de filmare este mult mai micuț. Nu filmează așa de mult în spate, ca să zic așa. Și este mai aproape de fața mea. Nu știu cum să mă exprim altfel. Cam așa arată lumânarea. Este simplă. Așa, și mirosul. Da, miroase a fructe. Este un miros dulceac, fructat. Drăguț, drăguț. Știu că anul trecut mi-a plăcut foarte, foarte mult aromele pe care le-au avut. Și mi-am luat lumânări în acele arome. Ceva cu mure, parcă. Și cu portocale și ciocolată. Și lumânările din acele arome chiar au mirosit foarte bine. Se simțea mirosul când erau aprinse. Și mi-a plăcut mai mult puțin designul lumânărilor de anul trecut. Strict recipientul în care venea lumânarea. Dar așa, ambalajul acesta e foarte fain. Bun, mai departe. Avem un set care este numai bun de făcut cadou. Știți că ei în fiecare an au astfel de seturi și aici avem cealaltă gamă, cea cu migdale, Milky Almonds. Și avem așa, avem un gel de duș, un scrub, un balsam de buze și o cremă de mâini. Toate sunt în format mini, mai puțin balsamul de buze, care cred că este formatul clasic. Restul sunt în format mini, dar uitați ce bine arată. Nici măcar nu mai trebuie să pui cutia asta în alt ambalaj, pentru că arată bine așa cum e și poți să dai cadou fix așa. Bun. Și mai avem aici o cutiuță. Aceasta este. Și aici avem așa. Avem un gel de duș din nou, sau mă rog, un fel de cremă de duș mai degrabă. O loțiune de corp și un scrub din gama aceea cu unt de shea. Să vedem cum arată. Pe asta o să o desfac. S-a auzit ceva. Sper că n-am stricat nimic. Bun.
Nu? O să desfac, e sigilată, dar nu pare sigilată. Cred că trebuie să treacă mai tare. A. Hai că am reușit. Și... wow, ce fain se deschide. Da, nu s-a stricat nimic, să-și. Dar se deschide foarte fain, cum să vă arăt eu. Ceva de genul ăsta. Așa. Foarte frumos și pe interior acest ambalaj. Cutiuța asta arată foarte bine. Uitați-o. Îmi plac super mult ilustrațiile din interior. Bun, și produsele. Acesta este gelul de duș. Vedeți că nu mai trebuie să pun mâna așa în fața mea, pentru că focalizează oricum instant. Asta îmi place, asta îmi place foarte mult. Loțiunea de corp și scrub. La fel, foarte ok pentru făcut cadou. Toate sunt în format mini de 30 de ml. Bune pentru călătorie. Eu când văd formate mini, instantaneu mă gândesc la călătorie. Da, fiecare cu ce îl are, știți cum e. Foarte faină cutia, foarte fain modul de deschidere și cum arată pe interior. Bun. Mai departe, avem tot un set din acesta cadou, din cealaltă gamă, cu fructe de pădure. Asta este gama cu roz. El arată foarte bine. Și avem aceleași produse. Balsamul de buze, crema de mâini, gelul de duș și scrub-ul. Punem aici la un loc. Și am uitat să vă arăt asta. Steluțe, multe steluțe. Ambele, arătam invers. Ambele seturi au așa un cer înstelat pe capac. M-au nimerit anul ăsta cu tematica asta. Avem un săpun lichid de mâini din gama cu migdale. Așa. Un gel de duș din gama cu berries, cu fructe de pădure. Și hai să mirosim, că eu n-am mirosit până acum gamele astea. Am așteptat să ajung la gelul de duș, pentru că e mai ușor de desfăcut. Aba da, am mirosit lumânare. Acum mi-am dat seama. Miroase a fructe de pădure, dar parcă e ușor, ușor condimentat mirosul. Așa, un pic acolo undeva, un strop de condimente, știți cum e ăla, care pune așa condimente, ceva de genul ăsta. Unde este mai bun? Aici am un set foarte fain, My Shiny Vanilla. Este un set cu un parfumel și un gel de duș cu vanilie. Vreau să miros. O să miros gelul de duș. Aba, nu e gel de duș, e body scrub in oil. Este un scrub cu ulei, ceva, cu uleiul prin interior. Uleiuri hidratante, probabil. Am să miros scrub-ul ca să nu desfac parfumelul. Vedeți că este în țiplă. Și să văd dacă îmi place sau nu. După aia mă decid dacă îl desfac. Hai să vedem. E treaba cu vanilia. Eu am luat anul trecut tot așa, varianta cu vanilie, parfumel și gel de duș. Și încă mai am din parfumel. A fost foarte ok pentru iarnă, pentru sărbători. Un miros foarte mișto și să încercăm să nu stricăm ambalajul. Asta este buba mea întotdeauna. Încerc, dar nu știu dacă am fi. Încă mai am unghie, e ok. Nu știu dacă am și reușește, după cum spuneam. Așa arată scrub-ul. Hai să vedem cum miroase. Că asta e cel mai important. Da, miroase a vanilie, miros cald, foarte fain. Și cred că seamănă cu mirosul de anul trecut. Deși cel de anul trecut, parcă mai avea ceva fructe sau ceva în formulă. Asta miroase a vanilie. Clasică, dar îmi place. Știți că mie îmi place vanilia. Așa că nu mă deranjează absolut deloc acest miros. Mai din contră, e mai bun acum iarnă și să vă arăt și parfumul mai de aproape. Este apă de toaletă. Foarte frumos ambalajul. Foarte frumos combinația asta de culori. Ia uitați. Uitați ce bine arată. Vai, vai, vai. Cu mov, cu bleu, cu roz și cu floricele, constelații aici. Doamne, ce bine arată. Da, iar s-au întrecut pe ei înșiși cei de la Yves Rocher și au făcut niște ambalaje superbe. Da,
Bun, hai că mai avem puțină treabă. Am să las pentru final elementul surpriză și dispar puțin din cadru. Avem din gama cu migdale un scrub de corp. Așa, și un săpunel din acesta solid. Și din gama cu fructe de pădure, o cremă de mâini. E numai bine, pentru că nu prea mai am creme de mâini. Mai am una singură, cred, și cam gata. Așa că am aici, cum îi spune, rezervă. Și elementul surpriză, care m-a lăsat, efectiv, mască. Eram așa cu ochii cât cepele când am văzut și am început să urlu. Efectiv, am început să urlu. Dacă ar fi TV aici, v-ar povesti prin ce a trecut săracul la seară, când am deschis coletul și ce sunet a auzit. Nu mă așteptam la așa ceva, pentru că nu mi-a mai trimis până acum așa ceva. Este primul an în care primesc un calendar de advent și îmi vine din nou să urlu, dar n-ar trebui, pentru că Tibi doarme acum, așa că ar trebui să tare din gură și să nu facă gălăgie prea mare. Un calendar de advent. Știți că eu sunt nebunită cu aceste calendare de advent și că de vreo 4-5 ani încoace îmi tot cumpăr. Urmăresc piața, scanez piața și îmi cumpăr ce cred eu că mi se pare mai interesant, ce mă atrage. Dar niciodată până acum n-am primit un calendar de advent într-un pachet de PR. Bine, o paranteză, am primit, dar calendare de la Kinder, din acelea cu ciocolățele, care sunt foarte ok și alea, pentru că știți că eu iubesc Kinder. Dar un calendar advent, așa, cu produse cosmetice, de o valoare atât de mare, n-am primit niciodată și încă mi se pare wow, că am primit așa ceva, că au trimis așa ceva. Și uitați cum arată, aceeași tematică, aceleași culori, e superb. E absolut superb. Anul trecut știți că am cumpărat calendarul lor de la Ivroșe și am făcut și unboxing. Anul acesta a venit calendarul la mine și poate nu pare așa ceva deosebit, nu știu, dar eu văd tot acest pachet, tot acest colet și calendarul în mod special ca o răsplată pentru toată munca mea pe care o fac aici pe YouTube, în special pe Instagram. Am lăsat-o mai moale, dar hai să spunem pe social media așa în general, toată munca mea de 6 ani deja. Și acest pachet, am zis ăsta în special, e ca o recompensă pentru mine și sunt micile bucurii care mă impulsionează, să spunem, și mă fac să continui treaba asta aici. Așa că da, mai avem un calendar de advent. Nu cred că o să-i fac unboxing special acestuia. Nu cred că o să fac un clip doar cu calendarul. Dar o să-l deschidem în decembrie. Vreau să zic un vlogmas, dar nu o să fie un vlogmas. Știți că și anul trecut am zis nu mai fac vlogmas pentru că nu merge acest tip de format la mine pe canal, dar o să fie seria cu zurgălăi, pentru că a ajuns deja la sezonul, nu știu cât, 5? 6? 5? Undeva pe acolo. Așa am denumit eu vlogmasul atunci când am început seria aceasta, seria cu zurgălăi. Și o să fie și anul acesta, doar că nu o să fie clipuri zilnice, pentru că am zis nu merg pe canalul meu. Și este o muncă titanică, care pentru mine nu știu cum să zic, nu aduce vizualizările și răsplata, să spunem, pe care aș aștepta-o pentru o asemenea muncă. Dar o să fie vloguri în decembrie, o să fie majoritar, cred că, daily vloguri. Am să încerc să postez mai des, nu în fiecare zi, după cum spuneam, dar am să încerc să postez mai des de 2 clipuri pe săptămână și toate clipurile o să fie din seria cu zurgălăi. Și o să desfacem acolo, așa, în fiecare zi,
și cutiuțele din acest calendar. Stați să-l și deschid, că nu am arătat și interiorul. Cam așa. Cam așa arată. Așa. Cred că așa arată mai bine. Uitați, deci uitați puțin ce design au putut să facă. N-am... Știu că și cel de anul trecut arăta foarte bine și l-am lăudat, dar și ăsta. Ăsta e la un alt nivel și dați seama cum să arunc așa ceva după Crăciun, după luna decembrie. Cum? Să dau la reciclat așa ceva. Îl reciclez păstrându-l. Nu știu ce aș face cu el după aia, dar e mult prea frumos. Mult, 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 mult prea frumos. Da, le mulțumesc foarte mult celor de la Yves Rocher. Ei au fost întotdeauna niște drăguți și au fost primii oameni de la un brand care au crezut în mine și care mi-au trimis pachete de PR, ceea ce o să rămână mereu acolo în mintea mea și brandul per total o să rămână în sufletul meu. Asta și pentru că eu foloseam dinainte produse de la Yves Rocher și cumpăram și îmi plăceau foarte mult și având în vedere că mi-au acordat și încrederea asta, s-a pupat cele două. Am filmat și cu camera nouă. Spuneți-mi, care este treaba? Cum se vede? Eu, uitându-mă acolo în ecran, pare că e ok. Azi începe campionatul mondial și Tibi și-a făcut de cap. Nu știu dacă vă dați seama, dar efectiv a făcut un teren de fotbal plin de beri și avem aici o echipă. Să prezint informațiile? Poți să prezint informațiile. Așa, deci aici echipa din partea stângă, cum stau eu, are o formație de joc puțin mai ofensivă, joacă un 3-4-3, 3 fundași, mijlocași defensivi, pe stânga avem extremele și în față 3 atacanți. Așa, ați înțeles, da? Apoi cei din partea dreaptă. Cealaltă formație. Așa, au un stil mai la Diego Simeone, așa. Știți, nu? Da, și joacă un 4-2-3-1, după cum se văd aici 4 fundași. Așa se vor duce pe extreme direct de pahar la mine. Așa, mijlocași defensivi care sunt destul de agresivi pe partea de... tranziții pozitiv, da, așa. Un mijlocaș ofensiv care, bineînțeles, că va sprijini atacantul. Deci știi cum o să fie chestia asta? După ce se va termina berea asta, o să-l ajute ăsta ca să... Mm-hmm. Știi că vorbești chinez pentru... Chinez, da. Și extrem, okay. Da. Așa, după aia avem rezervele. Așa, 7 la număr. Rezervele la o echipă. Rezervele la cealaltă echipă. Așa, și apoi avem domnii arbitri, bineînțeles. Așa. Un arbitru. Uh-huh. Al doilea arbitru, așa sunt ușirii, cum s-ar spune. Așa. Și aici avem de Pierluigi Polina, care s-a retras de mult, mai cotează. Mulțumim. Nu-i cunoaștem, dar da, e cum zici tu. Nu-i problem. Așa. Da, să înceapă mondialul de acum. Tot așa, să încerc o filmare de sus. Vă dați, deci omul a stat și-a făcut acolo poartă, teren, tot ce se poate. Bam, bam, bam. A așezat. Câte beri sunt în total? Deci două echipe de câte 11 și câte, așa am crezut, câte 7 rezerve, 22, 36. 36 de beri. Oare îi ajung tot mondialul? Da, o să vedem. Deci să vedem, eu, vedem, a? Deci să vedem eu cel mai mult cu Belgia. Adică... E calificată Belgia? E calificată. Bun, ținem cu Belgia, auzi. Așa, și Belgia o să ținem cu mine, cu siguranță. Da, cam cu asta se ocupă soțul meu. Proiect, da, un proiect DIY. Tu mi-ai spus că n-am nicio pasiune, da? Un proiect DIY. Pasiune. Dar stați că are niște beri cu denumiri foarte, foarte complexe. Asta? Era. Stați așa. Așa. Invers, stai că... M-am pus-o bine? Nu, așa. Kiss my neighbor's wife. Da, să nu-i spui vecinului. Da, fiecare cu pasiunile lui. Așa, și asta era fain. Și... Kayak the Scandinavian Fjords. Da, vrem să facem asta. Tot, vezi, vrei și tu. Am mai filmat odată partea asta de vlog cu încheiere, cu tot, până am scos clipul pe calculator și mi-am dat seama că era foarte întunecat și grainy așa, pentru că aveam setat un fel de filtru care se folosește când e foarte multă lumină afară, ca să mai taie din acea lumină. Practic, filtrul acționează ca niște ochelari de soare, ca să nu intre foarte multă lumină în cameră și să nu fie totul supraexpus. Ei bine, eu aveam această setare pornită, cu toate că
E foarte întuneric afară. Este ora 2, ceva de genul ăsta, dar e înnorat, plouă și lumina nu e cea mai bună, chiar dacă este lumină naturală. Așa că chiar testez camera asta în condiții vitrege, dar cu filtrul acela se vedea horror. Nu-mi plăcea deloc și deja eram, oh my god, ce nașma se vede. Gata, returnez camera. După aia am mai umblat prin setări și mi-am dat seama, stai alea că am un filtru pornit, hai să-l dăm la o parte. Așa că refilmez ce tocmai am filmat acum jumătate de oră și sper de data asta să se vadă mai ok. Oricum, pe lumină slabă, tot Canon mi se pare că e în top acolo. Acest Sony nu e cel mai ok atunci când lumina nu te ajută prea mult. Dar o să mai văd ce și cum. Și la fel sunetul. Mi se pare că nu e la fel de bun pe Sony cum este pe Canon. Am mai ridicat volumul acum pentru că celelalte clipuri erau filmate cu un nivel mai jos al volumului. Acum am mai ridicat volumul. Sper să se audă ok. Însă, din fericire, am opțiunea la această cameră să pun microfon extern. Ceea ce e ok, că te ajută dacă sunetul din cameră nu e foarte bun. Da. Momentan sunt așa și așa cu camera asta. Vă aștept și pe voi în comentarii să-mi spuneți cum se vede, cum se aude, dacă e mai ok decât ce am filmat până acum în celelalte vloguri cu Canon-ul sau chiar ce am filmat la începutul acestui clip, că partea a fost filmată cu Canon și de-abia după aia m-am mutat pe Sony. Bun, să revenim la ce vă spusese mai înainte și anume că mi-am dat seama că eu am desfăcut tot acel colet de la Yves Rocher, dar n-am mirosit și gama cu migdale. Am mirosit gama aceea cu fructe de pădure, am mirosit produsul acela cu vanilie, dar n-am mirosit gama cu migdale. Am adus aici un produs. Bine, nu mai e un first impressions, pentru că v-am zis, am mai filmat odată treaba asta, dar hai să vă spun din nou ce am zis și mai devreme, și anume că este un miros foarte subtil, este un miros migdalat într-adevăr și cremos, pentru că gama se numește Milky Almonds, așa că se simte și ceva cremos acolo, dar nu e foarte puternic mirosul. Însă, chiar și așa, cred că îl prefer pe acesta între cele două game, pentru că na, mirosul acela de fructe de pădure nu e ceva wow, să zic așa, nu e ceva ce n-am mai simțit niciodată. În schimb, mirosul ăsta de migdale nu e chiar atât de des întâlnit. Și cred că îmi place mai mult dintre cele două. Dar, ca mirosuri, gamele de anul trecut mi-au plăcut mult, mult mai mult decât cele scoase anul acesta. În schimb, pe partea de ambalaje, v-am zis că îmi plac mult. Și pe partea de focus, Sony stă foarte bine. Acesta este marele lui avantaj, focusul. Însă, trebuie să mă gândesc foarte bine dacă merită să păstrez camera doar pentru focusul foarte bun și să nu fie ok pe partea de lumină slabă, pe partea de sunet, dar hai să spun că sunetul mai rezolv. Vă ziceam că pot să pun un microfon extern. Dar să văd dacă merită banii ăștia doar pentru focus. Bun, asta era cu produsul de la Yves Rocher, cu gama pe care nu o mirosisem și mai ziceam că am 3 empties, 3 produse terminate și o mascara despre care voiam să vă vorbesc și începem cu produsele terminate. Am un deodorant de la Elmi Plant. A fost varianta cu acid hialuronic. Mie îmi plac foarte mult aceste deodorante. Le-ați mai văzut la mine. Le-am tot lăudat. Le-am inclus și prin favorite și sunt foarte, foarte ok. La un preț bun și își fac treaba. Chiar și în miezul verii, când transpir mai mult, te protejează. Varianta mea preferată rămâne în continuare cea cu argilă, dar și asta cu acid hialuronic a fost super ok. Am mirosit bine, un miros fresh, natural, foarte, foarte ok. Mai departe am un parfumel, Mon Rouge Bloom in Love. Nu știu ce se întâmplă, că am tot terminat parfumuri în ultima perioadă. Este varianta mai tinerească a parfumului Mon Rouge de la Yves Rocher, pe care l-am aici, m-am jucat la cot, adică aici. Din acesta mai am mult și bine, mai durează până îl termin.
Știu că multă lume spunea că acesta pare mai tineresc sau ceva de genul ăsta, dar mie nu mi se pare. Mi se pare mai de doamne, să zic așa, decât ăsta. Ăsta mi se pare tineresc. E un miros fructat, floral, vesel. Are și ceva din pudratul lui Mon Rouge, pentru că Mon Rouge are iris, dacă nu mă înșel, în compoziție. Și ăsta păstrează ceva din acel ADN pudrat, dar e mult mai jovial, fiind mai fructat, așa. A fost foarte ok pentru vară, primăvară, pentru anotimpul cald în general, dar cum toamna asta a fost călduță, chiar călduță bine până acum vreo săptămână, când a început să se răcorească și a și nins în weekend, acum plouă și e norat și cred că se vede că e tot așa întunecat și gri. Da, ce ziceam, că l-am folosit și toamna până a început să se răcorească ca să-l termin, că nu mai avea mult și am zis că nu mai era rău să-l las până în primăvară. Da, a fost un parfumel foarte ok și e așa de zi cu zi, de purtat oricând și pentru o domnișoară, chiar și pentru cineva la liceu, cred că merge foarte, foarte bine. Da, mi-a plăcut acest parfum. Și mai am o mască de la Clinic, City Block Purifying Charcoal Clay Mask Scrub, o denumire din aia de nu se mai termină. Este una dintre cele mai bune măști cu argilă pe care eu le-am folosit, dacă nu chiar cea mai bună. Este genul acela de mască neagră, gri, fiind cu cărbune și argilă, care se întărește pe față și nu mai poți să vorbești la un moment dat, ești așa, îți strânge fața. Dar curăță foarte bine. După ce dai jos masca, se vede că tenul este curat, proaspăt, luminos, foarte bună masca și are și niște particule exfoliante și spune că este scrub, dar nu mi s-au părut foarte agresive. Cum sunt astea agresive? Vin spre tine și te mănâncă. Nu, în sensul că nu mi se pare că îmi răneau neapărat pielea. Acum știu că aceste scrub-uri mecanice cu particule nu sunt cele mai ok, pentru că undeva acolo, la nivel microscopic, e posibil să provoace niște răni. Eu nu am simțit să mă, nu știu, incomodeze în vreun fel particulele din acest produs. Dar, cine știe, n-am pus microscopul pe față să văd ce s-a întâmplat, dar oricum foloseam masca, nu știu, o dată pe săptămână, poate chiar la două săptămâni, depinde cât de încărcat îmi simțeam tenul. Și când dai jos masca, masând, că, na, fiind mască cu argilă, se dă mai greu jos, trebuie să masez ceva mai mult, se simt acele particule exfoliante și face și exfoliere. Dar foarte bună mască, foarte, foarte bună, pe același sistem și la un preț mai mic, este masca de la Yves Rocher, tot cu ceva cărbune, argilă, v-am mai vorbit și despre ea și chiar o am acum asta acolo în stoc, așteaptă să-i vină rândul. Foarte bună și aia, dar asta cred că curăță și mai bine tenul decât aceea, dar sunt comparabile, sunt undeva acolo, cam la același nivel. Bun, și am terminat și cu aceste produse și vă mai spuneam în clipul pe care l-am filmat și pe care trebuie să-l șterg, că nu e de o calitate foarte ok. Sper că ăsta o să iasă în regulă, că am scos filtrul. Dacă și fără opțiunea de filtru filmează nasol pe lumină slabă, nu știu ce să zic, dacă rămânem prieten cu Sony sau nu. Bun, mascara. Vedeți acest focus? N-am ce să-i reproșez pe partea de focus. Uitați, am pus produsul în față și instantaneu a focalizat, apoi instantaneu pe fața mea. Da. Revenind, mascara Lash Princess de la Essence, o mascara super extra, mega lăudată peste tot și am luat-o și eu să văd care-i treaba cu ea. Însă, ori am avut eu ghinion și am nimerit un produs mai prost, nu știu, care a stat prea mult pe raft, ori așa este formula, pentru că e cam uscat acest produs și fiind uscat, când îl aplic pe gene, are deja niște brobonele, brobonele care în timp, pe parcursul zilei, cad aici, pe zona de sub ochi și nu e foarte ok, nu e un look prea curat la propriu, așa ca efect e ok și din ce am putut să-mi dau seama, fiind uscat, pare că dă volum, că alungește cât de cât genele, dar pentru genele mele,
uit în ecran, care sunt mici, scurte, drepte, deci fix ce nu vrei, e cam greu să faci minuni la genele mele, adică e cam greu să găsesc un produs care să îmi dea un volum din ăla nemai văzut și nemai întâlnit și să le alungească, să ajungă până la cer și apoi. Dar pare ok. Acum, nu știu, formula aia, spuneți-mi în comentarii, că știu că multă lume folosește Lash Princess de la Essence. Spuneți-mi dacă așa e formula de obicei, dacă e atât de uscată. Pentru că dacă e așa, nu pot să zic că mă încântă foarte tare. Oricum, vreau să mai încerc. Din nou, poate am nimerit un produs care, nu știu, a stat prea mult acolo pe raft. Am să mai încerc alt produs, altă variantă. Vreau să încerc și varianta aceea roz, somon. Asta e cea verde. Să vedem. Poate am avut o ghinion, poate nu. Și cam aici se încheie și clipul, pentru că am vorbit puțin și avem destul de mult material. Voiam să trec și la parfumurile de iarnă, să fac asta în clipul acesta, dar cred că ne-am lungit mult, mult prea mult, așa că am să las pentru seria cu zurgălăi, cred, schimbarea asta de parfumuri. Nu cred că vă supărați să vedeți în seria cu zurgălăi asta. Și vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Spuneți-mi, vă rog, cum se vede, cum se aude, pentru că e foarte importantă părerea voastră și dacă îmi spuneți că nu e ok cum filmează camera aceasta, atunci o să mă gândesc foarte bine de două ori și o trimit înapoi. Acum și setările, eu am umblat cât de cât pe ea, poate nici n-am făcut setările care trebuie, o să mă mai documentez, mă uit la tutoriale, cum am făcut și buba cu filtrul care era pornit și nu trebuia să fie pornit, pentru că, hei, nu e soare puternic afară, și cred că toate clipurile filmate pentru vlogul acesta cu Sony aveau acel filtru. Pe celelalte nu mai am cum să le refilmez, am refilmat doar treaba asta. Da, spuneți-mi ce și cum și de acum ne auzim la următoarele clipuri care cred că vor intra deja cu seria cu zurgălăi. Nu știu exact cum programez ce și cum, dar nu mai e mult oricum. Săptămâna viitoare deja e decembrie și începem SCZ, seria cu zurgălăi, hashtag. Bun, vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem. V-am pupat! Pa!